Când te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze. Voi fi cu bucuria în suflet, în sufletul pe care tu, Doamne, mi l-ai izbăvit. Sunt cuvintele prin care psalmistul, în Psalmul 71, ne descoperă poate una dintre cele mai frumoase capodopere ale minții divine, ale unei mentalități rupte din Dumnezeu. O mostră de gândire care ar trebui, în fapt, să se regăsească în portofoliul credincioșiei zilnice a fiecăruia dintre noi. Bucuria, tristețea sau indiferența sunt stări sufletești care descriu și scot la lumină tot ceea ce se află dincolo de măștile acestea vizibile și impersonale, pe care noi alegem de cele mai multe ori să le afișăm în fața celorlalți. Și nu oricum cei conduși de acea dorință nestăpânită de a ascunde. Sub fardurile pe care le alegem atent, pe adevărații noi, oameni pe care vrem să-i ținem ferecați, ascunși și să nu-i vadă nimeni. Ei bine, nu de puține ori ne-a fost dat să-i observăm pe semenii noștri, sau poate chiar pe noi înșine, cum îl laudă pe Domnul nostru Isus Hristos, dar într-o atmosferă și într-o manieră deprimantă, rece, precum niște credincioși care au rămas captivi în ritualurile culturale. Ale unei spiritualități mecanice, impersonale, și care cel mai adesea a fost împământenită și învățată de oameni ca și noi, și care n-a venit de la Dumnezeu. Ei bine, ce îi motivează pe aceștia să se comporte astfel? Probabil că nu vom afla niciodată. Cert este că ei nu fac ceea ce spun scripturile. Și anume că, indiferent de stare, indiferent de condiție, noi trebuie să avem pe buzele noastre și în sufletul nostru bucuria sfântă și divină, pentru că indiferent de cât de mult lovește cel rău, noi știm că nu aparținem acestei lumi și că mai devreme sau mai târziu vom ajunge acasă. Și că fiecare zi ne apropie de întâlnirea cu Dumnezeul nostru. Așadar, acest soi de credincios debordează de fericire și o exprimă nu doar cu buzele, ci cu întreaga ființă, pentru că el a înțeles că bucuria de a fi copil de Dumnezeu înseamnă libertatea caracterului și a mântuirii sale. Că nimic nu-l ține ancorat pe acest pământ. El nu va fi surprins niciodată în ipostazele ciudate ale unei false smerenii, ci din potrivă, sinceritatea va fi pe mâna lui cea dreaptă. Bucuria îi va oglindi pe chipul său toată frumusețea lui Dumnezeu. Și astfel sfințenia demnă de un copil sfânt de Dumnezeu va fi văzută de toți. Fii și tu un om sfânt, fii și tu un om bucuros, pentru că ai înțeles că Domnul tău te-a izbăvit din această lume. Când te vor vedea ceilalți, să vadă în tine un edificiu al bucuriei, un exemplu drept de urmat. Fiți binecuvântați!